Hai domnule, că doar ați făcut un lucru care e sport extrem. Uite. Ia uite ce, și mai avea puțin și făcea 90 de grade. Deci de aici, deci de la colț încolo e foarte bine. Eu ce problema spun că este sunt două mici defecte. Asta, trei, pardon, asta, neprotejarea parcării, ca de bețivul sau biciclistul în cap. S-a făcut recepția asta, scădea de. Iar aici, pentru drumul de mașină, e o altă documentă. Și că să iei salvarea cu spatele. Nu știu, am lucrat și eu la ambulanță, părinte, iar nu sunt chiar așa de... Sunt făcut buni. Da. Deci asta o discuție. Nu știu, bun, acum, deci asta aici eu n-am făcut așa acum ceva. Acum nu se putea, dar are dreptate domnul tot. Vine ambulanța și să mai aibă așa o... Deci, o rampă, domnule, să poată să ducă să se întoarcă. La ferită fosta aia. Păi bun, dar făceați aici. De ani de zile când cosesc, intră tractorul, ocolește fosta, că nu o să stea pe fosă. Ca și canalizările după stradă. Și iese frumos ca... Deci m-ar interesa, cum spune domnul doctor, când a venit ambulanța, a lăsat pacientul sau să-l preia, într-adevăr, nu trebuie să fie o alegă, să fie acolo, nu e alegă. Dacă... Ce poți acolo? Ascultați-mă puțin. Dacă îndepărtează sau acoperă cu o rampă corturile astea, șoferul se duce frumos pe tot spatele ăsta verde și mi-l lasă cu spatele acolo sau îl ia cu spatele și este bine. Iucă. Domnul doctor, deci asta nu e recepție. Am venit să... Mă bucur, a fost o coincidență fericită. Cam așa. De fapt, deci căruciorul, okay. Căruciorul... Păi trepte sunt și acolo. Păi trepte sunt, deci mai avem nevoie să investi bani. Pietonal, pe trepte se poate urca pe acolo, da? Dar așa nu pot să vină pe cheltuiala lor să mai încline... Deci, poate, căruciorul, cine vine, le face mai aici, cum a spus, rampă, cum vine și ambulanța, de acord și targa și toate. Că sunt câteva case. Vine mai e, problema mea e cea mare, problema mea cea mare e cu pieptișul ăla acolo. Era aia nu poate e... să-l tundă un pic. Păi bun, și vă spun dacă acolo o să face niște trepte. Fără nu pot să faci. Am înțeles. În numele cetățenilor care vin la aici. Așa cum și balustradă, nicio problemă și tot să duce peste ea. Vedeam așa ca la bine unde se trece. Deci am considerat, eu m-am considerat că dacă pun în lângă tuia aici, acolo, eu mi-am protejat treaba. Realizată de către Primăria Municipiului Călbina, care are ca și scop asigurarea de locuri de parcare pentru cabinetele medicale aflate aici pe calea Doftanei, dar și pentru grădinița aflată peste stradă. Se vor genera 10 locuri de parcare și se vor asigura aleile necesare fluxului de trafic dinspre șoseaua Voila către calea Doftanei și dinspre calea Doftanei către șoseaua Voila. S-a prevăzut accesul mașinilor de pompieri, pentru că nu era prevăzut, ambulanțelor, precum și acces pietonal și auto pentru persoanele cu dizabilități care au nevoi speciale și sunt necesare rampe conform normelor legale în vigoare. Momentan lucrarea nu este finalizată, am venit astăzi ca să constatăm stadiul ei. Am găsit mici disfuncționalități care pot fi remediate și o să vă invităm la recepție când sperăm că zona o să fie atât ecologizată și plantată verdeață, flori, arbuști, floriferi, cât și lucrarea va fi așa cum este normal conform proiectului existent.